Situația noastră este așa cum este. Avem 2 copii, ne luptăm cu viața ca să trăim. Zic că greu momentul a fost în viața mea când m-am îmbolnăvit. Când m-am îmbolnăvit, soțul meu era plecat într-o cursă, tot așa. M-a luat durerea și m-am umflat, așa tare, m-am umflat și nu puteam să răsuflu. Fiindcă eram numai eu cu copiii acasă. Nu aveam bani, nu aveam nimic. Am luat un calmantă, 2 din 5, m-am umflat mai tare. Și atunci am spus lui băiețelul meu de 15 ani, am spus lui Bogdan. Am spus, sună la salvare, o sună-l pe taică-tu. Și spune că bine, mereu să sune el la salvare dacă nu te descurci tu. Cel mai greu moment a fost când a fost timpul să las copiii. Am ieșit plângând și copiii plângeau și ei și a fost un moment dureros. În cauza că soțul nu era acasă și copiii n-avea și li trebuie. Și nu mai mă gândeam că mai mă întorc înapoi și foarte greu a fost momentul. Și am știut că m-am urcat în salvare și în salvare mi s-a făcut rău, am intrat în comă diabetică și n-am mai știut nimic de mine, nimic, n-am mai știut. Și mi-a spus doctorii, asistentele mi-au spus că am ajuns în comă diabetică, în care 3 zile n-am știut nimic de mine. Pe 3 zile mi-am revenit și nu știam unde sunt și am întrebat doctorul unde sunt. Și, după ce mi-am revenit, am putut vorbi cu copiii mei și ei, ca să nu fac eu rău, mi-au spus că este bine acasă, dar eu știam că nu este bine. Și ăla a fost cel mai greu moment. Când m-am trezit, eram toată neagră, tot corpul era negru și am zis, Doamne, eu nu mai trăiesc, nu mai ajung la copiii mei. Și Bunul Dumnezeu s-a îndurat, că atâta mă gândeam la Domnul Iisus. Și spuneam, Doamne Iisus, ajută-mă să scap din boala care o am, să ajung la copiii mei acasă. Doamne Iisus, să mă îndurte odată cu mine. Și Doamne Iisus, cu bunătatea Lui și cu mila Lui, m-a pus pe picioare. M-a pus. Cum vă descurcați cu nevoile zilnice? Greu, foarte greu ne descurcăm, că nu avem servici. Și dacă nu avem servici, nu avem nici ale necesare care ne trebuie în casă. Mai ales că trebuie să plătesc tratamentul fiecare lună de 300 de lei și noi trăim numai din alocația la copii, în afară și lucrăm cu ziua, ce putem lucra cu ziua. Nu? Ce lucrați cu ziua? Ce anume? Unii ne cheamă omul la cartofi, la prumb, la mai lucră omul meu, mai dă mere la cineva, mai dă cu vară în casă, mai ia stup o gaură, mai să pricepi și la astea, să pricepi. Și care îl cheamă să duce, dar nu are în permanență de lucru. Au pus anunțuri peste tot ca să poată să angajeze uneva și nu-l angajează nimeni și o ducem foarte greu. Nu avem lemne de ajuns pe iarnă, avem 2 metri de lemne care nu știu dacă putem ieși din iarnă cu ei. Asta e unul din lucrurile care vă lipsește? Da, ne lipsește lemnele. Ne lipsește necesarul pentru alimente. Lemne ați apucat să vă luați anul ăsta? Da, 2 metri de lemne. Da. Și vă ajunge? Nu ne ajunge. Nu ne ajunge. Se facem foc din cauza că casa e slăbuță și este frig. Și facem foc între amândouă cămeri. Că soțul meu nu ne poate. Și să ne putem lua lemne. Mai principale lemnele, a doua după lemne, care este tratamentul, care trebuie să-l plătesc, jumate compensat și jumate trebuie să-l plătesc. Așa să vă spun, eu doresc o capră, că recomanda doctorului că am nevoie de lapte de capră din cauza că sunt și cu plămânii. Repede răcesc la plămâni și... Ați avut momente în familie când n-ați avut ce să le oferiți la copii? Da. Da. A fost foarte greu. Copiii mi-au cerut Deci îmi spunea ce vedea la copii. Își doreau și ei bicicletă, mai ales ea îți dorește bicicletă. Mai dureros a fost când a fost să plece la școală și n-am avut să le dau bani. Atunci ei au plecat și au rămas prin gând. A fost foarte dureros atunci. Bani la școală pentru ce anume? Pentru mâncare. Și ei și un porn. Au fost momente când n-am avut. Dacă mi-a plecat genunchii și m-am rugat la Dumnezeu, Dumnezeu m-a lăsat și mi-a trimis. Nu m-a lăsat, nici poate. O să-i văd că plânge de foame, nu m-a lăsat. Nu a fost cea mai multă zi, n-am avut, dar a doua zi Dumnezeu mi-a trimis. Jessica, câți ani ai? 10. Ce vrei tu să-ți cumperi când mergi la școală? Pregătite pentru școală și găzanul. N-ai un găzan nou? Și să mai dorești ceva? Și o pereche de papuci. În jos. Și găzanul ce culoare vrei să fii? Asta e cea mai mare dorință ta? Te doare lucrul ăsta, nu? Să fii mama sănătoasă. Că mama ei a vrut să o dea la o familie, mama ei, deci nu știu, nu mai vroia să o țină. Era foarte mică. Din prima dată când m-am văzut și am luat-o în brațe și am sărutat-o și am strâns în lângă mine, mi-a zis mama, din cauza că ea nu știa care e mama ei. Nu știa care e mama ei și mi-a zis mama. Și de atunci în continuu îmi zice mama. Ne-a sunat ea. Maică-sa, vrea să vadă fata, și am întrebat-o pe ea dacă vrea să vadă pe maică-sa și ea spunea nu, că tu ești mama mea, eu nu mai am nici o mamă, tu ești mama mea. Dumnezeu ți-a pregătit o altă mamă. După ce termin școala, ce visezi tu să devii? Doctoriță. Doctoriță, deci bravo. Să ajuți oamenii. Să știi că asta îți poate împlini. Dacă mergi la școală și înveți tot așa bine ca acum, să devii o doctoriță. Sunt așa cum sunt, între copii sunt. Deci îi mulțumesc lui Dumnezeu că mai pot să respir și să văd lumina zilei și mai pot umbla pe picioarele mele. Credeam că nu o să mai văd niciodată. Nu mă gândeam. Aseară mi-am rugat cu copiii împreună și am spus, Doamne, dacă este de partea ta, ca tu să trimiți pe cineva la noi. Jessica, de ce ai vrut să venim la tine?